nuanță, asta va fi o decizie politică. Voi invita toate partidele USR, Pro-România, PNL la o discuție ca împreună să decidem ce e de făcut. Adică nu vreau să-mi asum numai noi să ne asumăm Partidul Social Democrat această decizie pe acest buget mic. Va fi o decizie politică și după ce voi avea întâlnire înainte de bugetul aprobat de Parlamentul României, atunci voi spune exact măsurile care le voi lua. Din ele poate să intre restructurare, concedieri, diminuarea banilor la sport, poate să intre orice în funcție de acordul, să spunem, politic pe care îl voi face cu partidele care astăzi compun majoritatea în Consiliul Județean.